După ce Curtea de Conturi a interzis Consiliului Județean Constanța să mai finanțeze Volei Club Municipal din cauza unui litigiu, viitorul acestui sport la malul Mării atârnă de un fir de ață. Conducerea clubului și o parte din jucători au fost prezenți la ședința de Consiliu Județean. În condițiile în care în 2014 Constanța a primit titlul de oraș al sportului european, credeți că e normal și corect ca sportul constanțean să dispară de pe firmament? Nu credeți că singur ne dăm o palmă? Nu credeți că ne facem de râs în fața întregii Românii? Până acum Constanța era considerat județul în care sportul de echipă este sus, la vârf. Organele locale erau lăudate pentru eforturile pe care le fac. Și acum, dintr-o dată, peste noapte, am ajuns să fim pari. Singura salvare a echipei poate veni de la Consiliul Local Constanța ori de la oamenii de afaceri care ar putea contribui cu diverse sume. Problema e că noi am rămas numai cu succesele care le-am obținut de noi. Partea financiară am rămas să se găsească soluții pentru continuarea a ceea ce s-a început de mult în Constanța și sper să va continua. Vicepreședintele Consiliului Județean se arată sceptic în ceea ce privește o viitoare finanțare din cauza legilor existente în prezent. Orice club cu care noi suntem în litigiu, dacă nu se schimbă legislația în vigoare, noi nu mai putem finanța un astfel de club. Ne gândim și noi la alte soluții. Vreau să vă asigur doar că prioritatea noastră în perioada următoare va fi să analizăm cu celeritate și cu maximă responsabilitate și să căutăm o soluție. În fața conducerii județului și-au strigat disperarea și jucătoarele de la echipa de handbal CSU Neptun, care sunt neplătite de 5 luni. Am înțeles de la directorul executiv că singura metodă pentru a recupera o mică parte din această sumă este printr-un proiect care începe din 6 iunie, pe o perioadă de 6 luni, noi să antrenăm niște grupe de copii. Cum vă întreb dacă este corect ca noi să nu fim plătite pentru munca pe care am depus-o pe teren? Problema se pare că ar fi la nivelul conducerii echipei de handbal, Consiliul Județean virând deja sume importante în contul clubului constanțean. Consiliul Județean Constanța a încheiat un contract cu clubul dumneavoastră în baza unui proiect în valoare de 680.000 de lei. Acum când discutăm, deja de o săptămână, poate sau 10 zile, nu știu exact, s-a transmis și prima tranșă de 150.000 de lei către club. Problemele care le aveți dumneavoastră cu clubul și cu conducerea clubului și cu directorul executiv nu sunt problemele noastre ale Consiliului Județean. Sportul constanțean a ajuns într-o situație greu de imaginat. Echipe fanion ca HCM, CVM Constanța și CSU Neptun riscă să urmeze soarta echipei de rugby a județului care s-a desființat. CVM Tomis Constanța este deținătoarea antitră a titlului de campioană a României, reușind de asemenea eventul campionat cupă de 5 ori.